Salutare la toată lumea, Ștefan, și la proiecte diverse DIY. Am o completare de făcut la... Am zis că mai bine fac un video decât să răspund la un comentariu, ca poate înțelege mai multă lume. La filmulețul cu Veicon, unde am prezentat astea solare și mai multe produse, inclusiv ăsta. A lăsat cineva un comentariu care a zis că Veicon le-a copiat de la Knipex. Și eu am explicat că nu e făcut OEM, adică îi dai omului produsul, nu produsul. Am produsul ăsta, vreau să-mi scrii pe el Vasilica in Gheorghe egal viol. Și asta îți scrie pe el. Bineînțeles, costă niște bani și trebuie un număr de bucăți. Firme, vedeți la Viha, vedeți la Knipex, pentru că fiecare își văd limitele. Knipex super tare pe patenți, pe clești, pe tot ce înseamnă pliers, tot ce înseamnă mox, tot ce înseamnă clește, tot ce e forjat, sunt number one. Dar își cunosc limitele. Spre exemplu, în trusele mari, când vedeți șurubelnițe, sunt de la Vera. Da? Cineva tot zicea că e aceeași firmă, că e bla bla bla. Mai puțin important că sunt în aceeași curte sau la două curți sau că sunt prieteni patronii. Fiecare știu, bă, cine face șurubelnițe ce mai bune? Vera, punem de la Vera. Cine face ce mai bun dezolator? Veicon și Giocari. Ăștia sunt cei mai mari producători, deși Veiconul s-a dus mult peste Giocari în ultimul timp. Am luat alea noi de la Giocari și îl folosesc tot pe felul al meu de vreo 5 ani, care merge sublim. Deci sunt rebranduite. Milwaukee are patenții, ăia izolați, îi are de la NVS sau de la Felo, am eu o suspiciune. Nu știu care din ei face original, unul din ei, dar... deci brandurile și împart între ele. Bă, noi nu putem să-l facem pe ăsta, plus că Viha, dacă mâine vrea să facă cleștele ăsta, și are o grămadă. Uite, o să aduc câte un produs de la Veicon și vă arăt câte din lăzile de scule de la Vera, Viha, Knipex sunt făcute de Veicon sau de Giocari. Și gândirea e așa, ăștia sunt cei mai buni, la ce dracu stau eu să inventez altul, că nu pot să-l fac la fel, da? Decât dacă îl iei OEM și ți-l fac ei, nu pot să-l fac la fel, trebuie să iau o linie de producție, când produsul ăsta este un produs folosit, inventat acum 15.000 de ani, merge, doar mi-a scris Viha pe el, sau Knipex, sau orice, și l-am rezolvat instant. Și că tot vorbim de jucării, noutăți de la Stockholm. Da? Toate de aici sunt Veicon. Urmează să apară pe piață. Și ăsta vă seamănă cu ceva. Așa în mare, o semăna cu ceva. Da? Repet, spune ce brand vrei pe el. Uite, la comparații. Îl facem la comparison. Da? Milwaukee nu l-a furat de la Veicon. Veicon nu l-a furat de la Milwaukee. Ăsta urmează să apară și la Veicon, e tot Veicon produsul. O să-l vedeți, eu deja am dat comandă de astea afară, că la noi încă n-au apărut. Și o să vină. Hai să vă mai arăt ceva interesant. Deci nu copiază nimeni pe nimeni, nu fură nimeni de la nimeni, sunt OEM. Căutați ce înseamnă OEM. Uite, uitați-i pe nenorociți ăștia de la Rennsteig sau Rennsteig, cum se citește. Uite, dacă apăsăm pe Tool Industry, dacă te uiți aici, seamănă cu ceva. Am simțit de mult că i-a furat pe Knipex. Uite, uite, au furat de la Knipex. O să le dau mâine mail. Uite, bă, ce au făcut ăștia.
V-au furat toate sculele. Uite, uite-te la ei. Uite-te ce au putut să fac. Uite, totul e furat de la Knipex. Le-a făcut cu verde ca să nu te prinzi. Da. Ia uite. Multicrimp. Nu se poate așa ceva, domn. Uite, uite-te și tu. Knipex lucrează să chinuie, uite și bacurile. Le lansează, le proiectează și ăștia, uite, uite, uite ce fac ăștia. Le fură pe toate, așa ceva nu se poate. Da, și dacă dăm un pic back, mai dăm o dată back, de unde am luat site-ul ăsta, de la knipex.com, unde e prezentată compania Knipex, cu adresă site la la la, și mai jos, ce să vezi, tot brandul lui Knipex, apăsăm pe el să încarcă. Asta vă spun, nimeni n-a furat pe nimeni. Și tot ce înseamnă scule de dezizolat, tot ce înseamnă jucării de-astea și care sunt de calitate, că mai sunt chinezării infecte, tot ce înseamnă scule de-astea, nu există decât Veicon și Giocari. Toată marca lui Knipex, pe care le-am mai prezentat și eu, de dezizolatoare de mână și din plastic, sunt Giocari sau Veicon. Poate să vă confirme și Knipex și oricine. Asta înseamnă să le faci OEM. Da? Și e și logic. De ce să stau eu să fac cleștele ăsta, care oamenii l-au conceput, l-au testat, că eu trebuie să-l fac cu mânerul mai așa, cu mânerul mai așa, cu... Păi, e ergonomic, e bun, e... Da, fă-mi-l și mie că vreau să-l bag în truse. Scrie-mi Viha pe el. Și cam aia e. Da, cam asta la video ăsta. Ne vedem la filmulețul următor. Sper că am lămurit cum stă treaba cu OEM-ul și cu alte jucării. Da?